Gata? Da, gata? Bună ziua! Mulțumim că ați venit la conferința de presă. Doresc azi să vă prezint stadiul principalelor investiții ale municipalității. O să începem cu cele pe transport. Și aici vreau să evidențiez un lucru pe care l-am spus de mai multe ori. Ani de zile sau, practic, după Revoluție, întreaga activitate pe investiții în transport s-a concentrat în a mai pune un pod aici, a mai pune un semafor acolo, fără să existe o viziune integrată și fără să există o preocupare pentru abordare sistematică a investițiilor în transport. Ceea ce noi trebuie să facem și o să vedeți că mergem înainte cu ce am spus că facem, este să ne concentrăm pe acele investiții care sunt structurale și care rezolvă problemele structurale ale orașului și acele investiții structurale de care vreau să vorbesc sunt rețeaua de tramvaie, semaforizarea inteligentă, trenul metropolitan și radialele până la autostrada de centru. O să încep deci cu stadiul investițiilor pe mobilitate sau pe transport. Pe infrastructura de tramvai aveți în spate schema. Ce vedeți cu negru? Deci noi avem în momentul de față o rețea de linii de tramvai de 150 de kilometri, din care 100 de kilometri sunt modernizați la începutul anilor 2000. Îi vedeți cu negru pe hartă. 50 de kilometri nu au mai fost modernizați și trebuie să facem asta. Îi vedeți cu galben pe planșă și mai sunt încă 30 de kilometri pe care ne propunem ar fi util să-i avem construiți, cei pe care îi vedeți cu culoarea roșie pe planșă. În ceea ce privește cei 50 de kilometri, aceasta este principala urgență. Costul este de aproximativ 500 de milioane de euro pe care sperăm să-i putem accesa din programul operațional regional care se va lansa în această toamnă pentru regiunea București-Ilfov care ne interesează pe noi. Pentru asta trebuie să avem pregătite studiile. În momentul de față avem daliurile pentru 35 din 50 de kilometri, din care din acești 35 20 au fost trecute prin Consiliul General. Până la jumătatea lunii iunie vom avea toate daliurile și până la sfârșitul lunii iunie vom avea hotărârile trecute prin Consiliul General, astfel încât în momentul în care se lansează programul operațional regional pe mobilitate pe București-Ilfov să putem să aplicăm. În ceea ce privește extinderile, avem în lucru caietul de sarcini pentru studiul de fezabilitate. Pentru extinderi nu e suficient un dalit, trebuie un studiu de fezabilitate și vedeți cel mai greu o să fie la Piața Unirii, unde vrem să conectăm mai multe linii care au fost rupte prin intervenția comunistă din anii 80 cu centrul civic. Deci vrem să conectăm linii care sfârșesc fie la Mitropolie, fie la Piața Sfântul Gheorghe. Deci avem în lucru caietele de sarcini pentru studiile de fezabilitate și o să lansăm achiziția pentru aceste studii de fezabilitate în cursul lunii iunie. Pe lucrurile mai mici legate de rețeaua de tramvai, după cum știți, trebuie să, în momentul în care vor veni tramvaiele de 36 de metri pe care le face asta Arad, ele vor veni întâi pe linia 41 și acolo avem nevoie de peroane de 40 de metri.
STB-ul a făcut daliurile până la sfârșitul acestei luni. Ședința din 2 iunie ele vor fi aprobate de Consiliul General. Asta înseamnă 14 peroane de câte 40 de metri pe care le va face Trustul de Clădiri Metropolitane imediat ce vom aproba în Consiliul General aceste daliuri și după aceea pe celelalte linii, asta nu este chiar o urgență, o să fie încă 7 astfel de peroane de 40 de metri pe același circuit. STB-ul face daliurile, Consiliul General aprobă și apoi TCM-ul le execută. Lucrarea de la Vasile Milea l-am prelungit până la jumătatea lunii iulie, astfel încât să putem să facem și recepția până atunci. Bucla de la Aerogării s-a încheiat achiziția. Săptămâna viitoare semnăm cu STB-ul care va realiza această buclă. Semaforizarea inteligentă a fost făcut cu multe eforturi, a fost făcut un studiu de prefezabilitate care practic cuprinde o analiză a tuturor intersecțiilor semaforizate din municipiul București. Pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru întreaga rețea de semaforizare am încheiat consultarea de piață și vom ieși în achiziție în cel mult 2 săptămâni. Consultarea de piață s-a încheiat vineri. O să lucrăm în mai multe etape și studiul de fiecare din lucrările de execuție în teren se bazează pe etape ale studiului de fezabilitate. Și v-aș ruga să trecem la planșa a doua. În prima etapă, în colaborare cu primăriile de sector, o să conectăm și o să adăugăm intersecții noi pe 5 radiale pe care le vedeți marcate pe hartă. De exemplu, cea din sectorul 1 este calea Griviței București-Târgoviște. Deci în prima etapă, cea din sectorul 6 este Iuliu Maniu. Deci în prima etapă o să reconfigurăm, dacă e nevoie, 80 de intersecții și o să adăugăm încă câteva pentru a avea fluxuri pe aceste ieșiri din București, pentru că degeaba ai pe Iuliu Maniu, să spunem, 10 intersecții care sunt semaforizate și care sunt conectate la sistemul centralizat. Dacă ai 3 intersecții care nu sunt semaforizate, unde sunt treceri de pietoni, asta îți distruge tot fluxul pe care tu poți să-l, pe care poți să-l ai. Deci asta ar fi prima etapă cu radialele. După aceea, etapa următoare, cele 260 de intersecții care sunt în sistem centralizat, o să ne asigurăm că ele cu adevărat sunt conectate la server, la serverul central, și o să le modernizăm pe cele care au tehnologia depășită. Etapa a treia, conectarea celorlalte 225 de intersecții la sistemul centralizat, și etapa a patra, extinderea la aproximativ 800 de intersecții pe teritoriul municipiului București. Fiecare dintre ele, așa cum am spus, va fi precedate de o etapă a studiului de fezabilitate și, după cum am anunțat recent, am solicitat împreună cu primăriile de sector, am solicitat în PNRR finanțare pentru studiul de fezabilitate și pentru aceste 5 radiale pe care le vedeți. Trenul metropolitan, dacă putem să trecem la imaginea următoare. Aici, din nou, cu mult efort, a fost făcut un studiu de prefezabilitate pentru tot ce înseamnă rețeaua CFR din jurul Bucureștiului și pentru posibilitatea de a amplasa stații care să deservească un tren metropolitan pe această rețea pe București, pe întreaga zonă București-Ilfov. Un comentariu pe ceea ce înseamnă infrastructură. Vedeți inelul principal, deci cercul de jur împrejurul Bucureștiului,
și toate ieșirile din el, reabilitarea acestei infrastructuri, liniilor CFR, este sarcina CFR-ului, în special zona de est, în special zona de est și sud-est necesită o reabilitare consistentă. Pentru asta CFR-ul are deja un studiu de fezabilitate, dar care va dura 2 ani și după aceea execuția se estimează că va dura până în 2026-2027. Ce vrem noi să facem este să folosim ceea ce este în interiorul cercului și deci programul de reabilitare al CFR-ului nu vizează această zonă. Iar zona de nord pe care o vedeți acolo este reabilitată deja și poate fi folosită. Avem în construcție, deci prima etapă în proiectul trenului metropolitan va fi folosirea infrastructurii din zona de nord și asta înseamnă 3 linii, gara de vest, gara de nord, gara de nord, gara Obor și gara de vest, gara Obor. O să vi le arăt pe hartă aceasta și cu aceasta. Ce este important este că ele trec prin zona Pipera, care, după cum știți, are un necesar important de transport și prin dezvoltările recente din zona de vest, acolo unde vedeți cele două puncte galbene. Am lansat în consultare de piață până pe 26 mai studiu de fezabilitate pentru amplasarea peroanelor pentru aceste linii. Deci, așa cum am spus, infrastructura există. Noi trebuie să amplasăm peroanele și după aceea trebuie să facem să extindem contractul pe care îl avem cu Consiliul Județean Ilfov, dar mai ales cu Ministerul Transporturilor, pentru ca a putea să operăm pe aceste trasee. Vă aduc aminte legat de trenul metropolitan că mai întâi am realizat unificarea tarifară între transportul de suprafață și metrou și ulterior am inclus în această unificare tarifară și linia de metrou, linia de tren la Otopeni, care poate fi văzută ca prima parte a trenului metropolitan. Ne dorim să facem același lucru pe rețeaua București-Ploiești până la limita județului Ilfov, până unde avem competență prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, până la Periș. Asta înseamnă suplimentarea unor trenuri astfel încât să avem o frecvență regulată de 30 de minute și astfel încât să stimulăm oamenii să-și lase mașina și să ajungă în gara de nord din tot ce înseamnă zona de nord cu trenul. Cele 10 radiale, dacă putem să... Aici este o asociere cu Consiliul Județean Ilfov și cu Ministerul Transporturilor. Cei care au coordonarea proiectului sunt cei de la Consiliul Județean Ilfov. Avem deci aceste 10 ieșiri principale din București, din zona București-Ilfov până în autostrada de centură A0. Pentru 4 din cele 10 s-a realizat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București-Ilfov analize de favorabilitate. Astea sunt documentațiile care preced scoaterea la licitație a studiilor de fezabilitate. În luna iunie
se vor scoate în achiziție, se va scoate în achiziție primul studiu de fezabilitate pentru ieșirea din Bulevardul Timișoara, cu o durată estimată a realizării studiului de fezabilitate de 14 luni. Cele patru ieșiri pentru care s-a făcut această analiză de favorabilitate sunt ieșirea din Bulevardul Timișoara, ieșirea din Poligrafiei, ieșirea din Metalurgiei și ieșirea din prelungirea Ferentari. Sperăm la o finanțare din POIM pentru studiile de fezabilitate și la o finanțare din viitorul POT, Programul Operațional Transport, pentru realizarea efectivă a acestor radiale. Achiziție de vehicule de transport public. După cum știți, suntem în derularea contractului de achiziție pentru 100 de tramvaie cu Astra Arad. Conform contractului, primul tramvai ar urma să ajungă în august 2022, vara asta. În urma vizitei de la Arad, cei de la Astra Arad ne-au spus acolo că vor aduce primul tramvai în iunie 2022, luna viitoare. Apoi, conform contractului, vor aduce câte 4 tramvaie pe lună, sunt tramvaie de 36 de metri. Pentru achiziția de finanțare pentru cele 100 de tramvaie, bani europeni, POIM. Pentru 100 de autobuze electrice, de asemenea finanțare din POIM, bani europeni, am transmis documentația de achiziție la ANAP. Urmează ca, după verificarea pe care dumnealor o fac, această documentație să apară pe SEAP. Pentru cele 100 de troleibuze pentru care avem finanțare de la Administrația Fondului de Mediu, studiul de oportunitate este elaborat și va fi supus votului Consiliului General în ședința din 2 iunie. Apoi vom scoate în achiziție. De asemenea, după cum am anunțat recent, am solicitat bani din PNRR pentru și avem alocați acești bani în PNRR pentru 22 de troleibuze, alte troleibuze. De asemenea, studiul de oportunitate va fi votat în Consiliul General în ședința din 2 iunie, apoi vom începe achiziția. Aici vreau să menționez că necesarul de finanțare este foarte mare, deci ne trebuie cel puțin tramvaie noi după 1989 sunt 17 și noi avem nevoie de cel puțin 300, deci după aceste 100 care o să ne vină de la Astra Arad, ne-ar mai trebui 200 de tramvaie noi. Achiziția lor ar costa 500-600 de milioane de euro, pentru care în momentul acesta nu am identificat o sursă de finanțare. Acestea sunt chiar tramvaiele care vor veni la București. După cum vedeți, ele sunt, în momentul în care am făcut vizita la Arad, era un curs de realizare. Trecem la planșa următoare. Nu ține de noi, dar pentru ca informarea să fie completă, o să vă informez și asupra părții noastre de responsabilitate în ceea ce privește liniile de metrou M4 și M5. După cum știți, ele sunt făcute de Ministerul Transporturilor prin Metrorex. Sarcina noastră este de a viza planurile urbanistice zonale care să prevadă amplasarea stațiilor la suprafață. În ceea ce privește linia M4 pe care o vedeți, ea conectează Gara de Nord cu partea de sud a municipiului București și este în prelungirea liniei care vine de la Străulești. După cum știți, planul urbanistic zonal, emiterea unui plan urbanistic zonal are mai multe etape. Certificat de urbanism, aviz de oportunitate, aviz preliminar, aceste
faze au fost îndeplinite, în sensul că primăria a dat un aviz preliminar. Metrorex este în momentul de față și Ministerul Transporturilor este în perioada de primire a avizelor de la celelalte instituții în baza avizului preliminar emis de Primăria Municipiului București. În momentul în care aceste avize sunt obținute, arhitectul șef al Municipiului București va emite avizul arhitectului șef și vom merge în Consiliul General pentru aprobarea planului urbanistic zonal. Și la fel, realizarea unei jumătăți din acest tronson, adică de la Gara de Nord până la Filaret, este un proiect care va fi finanțat prin PNRR, deci trebuie terminat până la sfârșitul anului 2026. În ceea ce privește linia de metro M5, dacă putem să mergem în... E vorba de prelungirea liniei de metro de la drumul Taberei până la Eroilor, cu o prelungire până în Pantelimon. Am emis certificatul de urbanism pentru PUS, deci această linie de metro nu este așa de avansată cum este M4. Deci am emis certificatul de urbanism pentru PUS și am emis de asemenea certificatul de urbanism pentru forajele verticale și pentru studiile geotehnice care să stea la baza proiectului pentru care vom emite ulterior aviz de oportunitate, aviz preliminar și avizul arhitectului șef și ulterior planul urbanistic zonal. Câteva din obiectivele pe care le-am găsit și pe care trebuie să le finalizăm. Parcarea Pantelimon, am anunțat săptămâna trecută a început recepția, s-a întrunit comisia de recepție, au semnat toți reprezentanții autorităților, mai puțin ISU, care are o vizită în care n-a putut să vină săptămâna trecută din cauza programului și care are o vizită în șantier azi și în urma avizului ISU parcarea va fi recepționată și o să poată să fie folosită. Prelungirea Ghencea. Acolo lucrăm cu Trustul de Clădiri Metropolitane, compania municipalității. În vara asta o să terminăm lucrările de până la Râul Doamnei. Sunt gata documentațiile pentru expropriere, pentru mai mult de jumătate din ce a rămas și mai durează cam o lună până când vom termina documentațiile pentru toate expropriile. Vorbim de încă 400 de imobile care trebuie expropriate. După consemnarea banilor pe care îi avem, trebuie să așteptăm 45 de zile până când vom putea să intrăm în șantier și să demolăm. Demolările vor avea loc în cursul acestui an. Avem problema în acest moment pentru că, deși avem banii, din cauza conturilor poprite, nu putem să-i consemnăm în conturile celor expropiați și de aici o întârziere până când vom rezolva chestiunea popririi conturilor. Și mai avem o problemă pentru că, după cum știți, au explodat și asta e o problemă generală pentru toate investițiile și nu este doar problema primăriei municipiului București, este o problemă națională, chiar europeană. Au explodat prețurile în tot ce înseamnă materiale de construcții și în felul ăsta și din păcate mecanismele de ajustare care sunt prevăzute de diferite reglementări naționale nu acoperă creșterea reală de costuri și din cauza asta suntem nevoiți să reziliem și să reatribuim contractul de la Râul Doamnei încolo, tot intenționăm tot cu Trustul de Clădiri Metropolitane, pentru că altfel ar însemna că ei să lucreze în pierdere. La doamna Ghica, dacă putem să trecem la
planșa următoare și la următoarea. Acestea sunt, este un contract între Trustul de Clădiri Metropolitane și o companie italiană și acestea sunt elemente de tablier care au început deja să fie produse de către compania din Italia. Din nou, suntem afectați aici de popirea conturilor și de posibilitatea de a plăti, după cum știți, în ultima ședință de Consiliu General am aprobat un împrumut pentru Trustul de Clădiri Metropolitane și o parte din împrumut cu destinația specială pentru doamna Ghica și special pentru plata, derularea corectă a contractului pentru acest tablier. Atâta timp cât avem conturile poprite, nu putem să plătim către TCM și TCM-ul la rândul lui nu poate să plătească către compania din Italia. Sperăm ca compania italiană să ne înțeleagă până când vom rezolva această problemă. O să trec acum la zona de termie. În ceea ce privește reabilitarea rețelei primare, adică conductele de pe rețeaua principală care transportă agentul termic, avem în acest moment 3 șantiere deschise pe tronsoane care au aproximativ 10 km. Avem tronsonul din Ferentari, avem tronsonul din Romană Mihalache și avem tronsonul din zona Progresu. În luna iunie se va deschide un alt tronson de 10 km în zona Pantelimon. Aici contractul a fost semnat de mult, numai că suferim aici din lipsa materiilor prime, comanda pentru conducta care să fie pusă la acest tronson din Pantelimon. A fost făcută, livrarea o să fie abia la jumătatea lunii iunie, moment în care, cum am spus, vom deschide și acest șantier. Mai avem un șantier în achiziție, zona Colentina, depunerea ofertelor până pe 30 mai în SEAP. Mai adaug aici că Termoenergetica face reparațiile sale curente, cum au fost cele din zona Ștefan cel Mare de săptămâna trecută, cum sunt cele pe care le știți de săptămâna asta, că bucăți de 50-100 de metri acolo unde ei constată că numărul de avarii este foarte mare. În ceea ce privește acei bani europeni pe care îi avem pentru rețeaua de 210 km, pentru reabilitarea 210 km din rețea, după cum știți, am scos în licitație cei 210 km împărțiți pe 5 loturi. Au fost depuse ofertele. Suntem în procedura de evaluare. Probabil că într-o lună și jumătate vom putea semna contractele pentru proiectare și execuție. Asta a fost componenta de rețea de transport a agentului termic. În ceea ce privește suplimentarea surselor de producție, Termoenergetica a făcut o achiziție pentru o centrală provizorie la Titan. A fost depusă o ofertă care este în curs de analiză și dacă nu se întâmplă ceva extraordinar, acea centrală de la Titan va putea să fie folosită în cursul acestei ierni. De asemenea, Primăria Municipiului București, imediat ce vom vota rectificarea bugetară, vom scoate în achiziție centrale, mici centrale pentru 10 puncte termice, care special în capete de linie, care să reușească să deservească acele zone care știm că iarnă de iarnă au probleme și același lucru încearcă să-l facă sectoarele 2 și sectorul 2 și sectorul 1. Pe zona de energie o să fie un apel de proiecte
luna viitoare la administrația Fondului de Mediu. O să depunem un proiect de 50 de milioane de lei pentru înlocuirea a 28.000 de becuri, ceea ce va însemna înlocuirea cu LED și cu un sistem de telegestiune, ceea ce va însemna ulterior o reducere a facturii de și a consumului de energie electrică. Avem pentru mașinile electrice, avem toate procedurile parcurse și vom monta 40 de stații de încărcare. Și pentru alte 40 de stații de încărcare așteptăm lansarea proiectului de la administrația Fondului de Mediu pentru a obține bani pentru acestea. Proiectul de epurare a apelor uzate, Glina și tot ce înseamnă caseta Dâmboviței. Aici sunt mai multe componente. Avem un incinerator la Glina, care este realizat în proporție de 98% în acest moment. Avem acolo o stație de epurare, o a doua stație de epurare, lângă cea făcută în cursul anilor 90, unde stadiul de realizare a lucrărilor este 60%. Fiecare din acestea o să fie finalizată până la sfârșitul anului 2023, când trebuie să le finalizăm. Stăm mai prost la caseta de sub Dâmbovița, care are 4 tronsoane. Pentru prima jumătate, de la lacul Morii până la Vitan, avem proiectarea terminată. Am putea începe execuția. Sunt probleme contractuale, așa cum am spus, din cauza diferenței între prețul contractului, așa cum a fost acordat în urmă cu mulți ani, și situația reală a prețurilor materialelor. Este o discuție în curs cu executantul. Pe sfertul de la Vitan la Popești avem, contractul a fost denunțat, avem o procedură de achiziție care a fost desfășurată, un ofertant și suntem în procedură de evaluare. Pe sfertul de la Popești la Glina, lucrările sunt în execuție. În afară de casete, mai avem colectoarele care sunt de o parte și de alta a Dâmboviței. Aici stăm mult mai bine. Avem executate, aceste colectoare au fost împărțite în 21 de tronsoane și avem executate 19 din cele 21. Pentru sala polivalentă și Flamaropol, am anunțat recent că am solicitat Companiei Naționale de Investiții ca aceste investiții importante pentru București să fie trecute în lista de finanțare a Companiei Naționale de Investiții, pentru că noi nu avem posibilitatea să le finanțăm. În ceea ce privește Flamaropol, acolo lucrările, după cum știți, au fost întrerupte mai mult timp pentru a putea fie să continuăm lucrările, fie să luăm decizia de a demola ce s-a construit. E nevoie de expertiză, iar această expertiză este în sistemul de achiziții publice cu termenul de depunere a ofertelor 27 mai. În ceea ce privește, dacă putem să trecem la imaginea următoare, sunt mai multe proiecte interesante pe care le propune Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, sau PIDU, cum este cunoscut. O parte dintre ele au fost propuse spre finanțare în programul Angel Salini. Așteptăm rezultatele de acolo. În ipoteza în care
aceste nu vom putea să finanțăm din Angel Salinii, ce putem să finanțăm din bugetul local? Sunt două obiective relativ mici, dar interesante pentru ceea ce înseamnă imaginea urbană a Bucureștiului. Vorbim de o amenajare pentru pietoni și bicicliști a malurilor Dâmboviței de la Unirii la Izvor. Sper să trecem la imaginea următoare. Deci acesta este, acolo unde vedeți biciclistul, este parte din trotuarul existent, iar ceea ce înseamnă pietonalul va fi o ieșire în rampă deasupra Dâmboviței. Și de asemenea o traversare pietonală și pentru bicicliști, podul Calicilor în dreptul Șelarii, Curtea de Apel București. Avem indicatorii tehnico-economici aprobați de Consiliul General. Avem proiectul tehnic. Așteptăm avizele pentru autorizația de construire pentru a putea ieși în achiziție. Așa cum am spus, sperăm într-o finanțare din Angel Salinii. Și în fine, acesta ar fi podul, așa cum este prevăzut în documentația care a fost contractată de Municipiul București. Și ultimul lucru pe care pe care vreau să-l spun, Bucureștiul a avut ani de zile un deficit de finanțare și asta s-a văzut în lipsa investițiilor. Bucureștiul nu a avut știința să atragă fonduri europene și putem să vedem asta pe acest grafic. Și avem potențial pentru mult mai mult. Deci, bineînțeles, mai avem o oportunitate din cauza faptului că nu ne-am împrumutat ani de zile, gradul de îndatorare al Bucureștiului este foarte mic, suntem la 8%, limita națională e 30% și capitalele occidentale cu care noi ne comparăm sunt îndatorate la 70-80%. Deci aici avem un grad de îndatorare foarte mic și cred că e normal ca guvernul să ne permită să ne mărim limita de îndatorare ca să putem să ne îndatorăm pentru investiții. Pe de altă parte, trebuie să fim în stare să obținem fondurile europene pentru investițiile de care București are nevoie. Îmi dați hârtie? Deci colegii mă anunță că s-a finalizat recepția de la Cora Pantelimon. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Nu am această informație. Mai degrabă aș spune că nu, pentru că știu că au avut o avarie iarna trecută și s-au dus lucrătorii noștri de la termoenergetica chiar în interiorul spitalului. Care a fost să mai discutie cu familia noastră? Adică cât de mult puteți să mai amânați plata Au fost două sau trei discuții săptămâna trecută. Ce se întâmplă în acest moment este că una din posibilități este darea în plată a unor terenuri, bineînțeles cu acceptul a două treimi din Consiliul General, a unor terenuri pe care Municipiul București le are în proprietate privată. Și ce facem este să facem
evaluarea cu evaluatorii cu care suntem în contract pentru aceste terenuri. Urmând ca după ce evaluarea este făcută, probabil că mâine sau poimâine, să reluăm discuția. Bun, deocamdată avem, dacă nu mă înșel, 2 săptămâni de când avem conturile blocate. Vă aduc aminte că la începutul mandatului am avut, dacă nu mă înșel, 9 luni de conturi blocate. Deci nu va fi o diferență de la. Eu sper că e o chestiune de zile până când o să reușim să... În oraș sunt foarte multe burieni, zone în care s-a întors iarba, deja după crește și ambrozia. Ce soluții veți avea? Există problema cu Luisa Pap și companiei de carbon? Da, trebuie împărțită responsabilitatea, pentru că noi mai puțin zona de la, mai puțin axul central nord-sud de la Victoriei până la Unirii și stânga-dreapta Dâmboviței, noi nu avem responsabilitate pe aliniamentele stradale, iar parcurile noastre sunt cele pe care le cunoașteți, Herăstrău, Carol Tineretului și așa. Aici avem Alpabul a lansat de multă vreme o procedură de achiziție care încă nu este finalizată pentru mai multe loturi cu companii private. Până atunci lucrăm cu, încă cu compania Parc. Și mă întrebare, dacă permite, să există un tip în care se dea pe TikTok, în timpul, tip ce rase, ce rase de soate? Poftim? Un Batman care se dea pe TikTok, în ce rase, ce rase de soate? Sunt convins că o să fie, adică există un contract individual de muncă, există niște, niște norme interne și sunt convins că STB-ul le va aplica. Am înțeles. Este o fază de... Nu mă ocup direct de asta. Pot să vă spun că există, suntem într-o fază tranzitorie. Cât va dura această fază tranzitorie depinde și de... Nu am menționat că între proiectele pe care vrem să le finanțăm este și așa numitul ITS, adică o informare electronică a călătorilor din stații, și decizia de cum va arăta informarea călătorilor în stații depinde de banii pe care o să știm că o să-i luăm sau nu o să-i luăm. Deci suntem într-o fază de tranziție. În orice caz, nu o să rămânem, dar dacă nu o să avem în următorii ani bani pentru informare electronică, nu o să rămânem la aceste indicatoare grafice relativ mici. Prin câte mâini trec ele? Pe rău de rezultat nu au fost bine până la momentul care au fost mancat. Nu știu, dar toate mâinile sunt, la STP. Domnule primar, ați vorbit despre faptul că Termoenergetica a lansat o achiziție pentru o centrală la Titan, cum se spusese de mult, că primăria vrea să mai cumpere alte centrale pentru câte 10 puncte termice, sectoarele 1 și 2. Ce fel de centrale sunt acestea? Sunt pe gaz, sunt pe motorină, că la sectorul 1 s-a mers pe motorină. Sunt centrale în cogenerare? Nu. Nu, centralele în cogenerare ar necesita, în primul rând că ele sunt provizorii, adică contractele sunt făcute pe un an cu posibilitatea de prelungire. Sunt module care sunt, care funcționează pe gaz și care simplu încălzesc apa. Și care sunt mobile, numai că proces, ele trebuie racordate la apă, la curent electric, la gaz. Capacitatea celei de la Titan este de aproximativ 60 de gigacalorii,
capacitatea celor mici este de 1-2 gigacalorii. Pe de altă parte, ați vorbit despre trenul metropolitan. În secolul 6, primăria s-a apucat să facă un parc, mă rog, pe strada liniei. Va trece trenul până la urmă pe acolo sau ce se va întâmpla? Da. În primul rând că transferul acelei zone de la... Sunt mai multe lucruri de spus. În primul rând că acolo unde există rețeaua, ea este proprietatea CFR-ului, nu este a municipalității. Zona care este periferică rețelei este a municipalității și ea a fost transmisă în administrare Consiliului Local Sector 6 în cursul anului trecut, cu mențiunea că e posibil ca la un anumit moment municipalitatea să organizeze acea linie. Da? Deci, faptul că de o parte și de alta a unei viitoare linii de tren metropolitan o să fie un spațiu amenajat ca spațiu verde, nu e o problemă. Da, va fi ceva mai mult decât amenajat ca spațiu verde, va fi amenajat ca parc. Deci, va trece trenul printre locurile de joacă pentru copii, că dacă îi se dă această destinație de parc, da, destinația de parc nu va fi pe liniile de tren. Deci va fi... Va fi... face o casetă frumoasă de lemn peste linia de tren, dar de o parte și de alta o să fie parc. Bun. Înțelegerea pe care am avut-o cu primarul sectorului 6 a fost că în momentul în care noi realizăm trenul metropolitan, acea investiție se va subordona acestea. Domnule primar, bună ziua! În primul rând v-aș întreba dacă în cazul unui de afaceri constatat ați ajuns la concluzia că darea în plata terenului este singura variantă pentru a rezolva această situație, dar fiind faptul că unul de afaceri n-a acceptat varianta ca primăria să achite datoria în termen de 5 ani. Bun. Există mai multe, nu vreau să vorbesc foarte multe din lucrurile care sunt pe masă. Ce este cert este, ideal ar fi ca noi să avem banii ăștia în cont și să-i dăm și să scăpăm unii de alții. Nu-i avem. 125 de milioane de euro nu-i avem în momentul ăsta în cont. Și atunci nu există decât două variante, o variantă de eșalonare care să fie convenită sau o variantă de eșalonare după ce o parte din datoria este stinsă de niște dări în plată. Numai că dările în plată depinde de votul a două treimi din Consiliu, după cum știți. Săptămâna trecută au fost niște controle atât la Alpab cât și la compania de lacuri, parcuri și grădini. Controle care s-au încheiat cu o serie de amenzi pentru depozitare neconform a deșeurilor. În primul rând, voiam să vă întreb dacă știați de această depozitare, dacă știați de această situație și cum s-a ajuns aici, de ce am ajuns să depozităm deșeuri ilegal. Da, administrația Lacuri, Parcuri și Grădini și Alpab sunt unul și același lucru. Sunt două instituții aflate în subordinea... Nu, e una singură. Da, este o problemă care s-a rezolvat între timp. După cum am spus puțin mai devreme, intenția noastră și licitația a pornit de foarte mult timp. Intenția noastră a fost de a externaliza tot ce înseamnă colectare, salubrizare în interiorul parcurilor și implicit transferul materialelor către groapa de gunoi. Licitația a întârziat, am lucrat provizoriu cu compania de parcuri. Compania de parcuri are în obiectul de activitate salubrizarea parcurilor, nu avea încă contract cu operatorii care să vină și să ia ceea ce au strâns. S-a remediat între timp. Deci știați de această depozitare? S-a remediat între timp.
Vreau să vă mai întreb totodată despre fostul dumneavoastră consilier Edmond Niculușcă. În ultima perioadă, deși a fost alături de dumneavoastră și în campanie și în primele, până acum în acest mandat, vedem în social media o serie de atacuri la adresa dumneavoastră și la modul în care coordonați proiectele de stradă. Acesta a făcut referire în ultima perioadă la Calea Victoriei pietonală, ba chiar mai mult le-a promis oamenilor care locuiesc în zonă că le va oferi ajutor în instanță. Vă amenință Edmond Niculușcă? Bun, acum dacă vorbim de străzi deschise, eu cred că trebuie să pornim de la prezumția de bună credință pe care o avem. Deci este un proiect pe care l-am preluat, o idee care a venit din societatea civilă, pe care am preluat-o, cu care am colaborat în bună măsură. Au fost chiar săptămâni trecute niște întâlniri. Bineînțeles că e ceva nou, sunt reglaje de făcut din mers. E bine că am deschis străzile, e bine că am oferit niște puncte de atracții, poate că punctele astea de atracții în anumite zone și în anumite momente au fost prea zgomotoase, o să le facem, asta înseamnă și urbanism și asta înseamnă și autoritate publică, să ai un echilibru între ceea ce vor diferite grupuri de cetățeni, o să remediem din mers. Adică, dar ceea ce vreau să spun este că trebuie să punem la prezumția de bună credință. Nimeni n-a vrut să facă rău nimănui. Ultima întrebare, în cazul patinoarului Flamorocul, spuneați că aveți două variante, una de a continua lucrurile și una de a demola și probabil de a relua aceste lucruri. Ați făcut o analiză așa, la o primă mână, să vedeți ce ar însemna din punct de vedere financiar, care ar fi mai pertinentă? Nu, bineînțeles că mai ieftin este să continui ce a început, dar pentru asta trebuie să se pronunțe un inginer structurist care să spună că nu e un pericol să continui să construiești pe o structură care a stat atât timp în ploaie și în diferite. Și asta înseamnă, pentru asta am făcut achiziția, cum am spus, este PSA, pe achiziția pentru acest tip de expertiză. Prin centru vechi. Un alt exemplu este pasajul de la Grozăvești, de dacă ne uităm cu ochiul liber, vom vedea rugină, vom vedea că nu este într-o stare foarte bună. Parcurile care se află în administrarea primăriei, vorbesc aici de tineretului de parcul Carmel sau de parcul Cirmigiu, băncile nu sunt în cea mai bună stare, sunt inclusiv zone unde iarba nu a fost veți face ceva și pentru a îmbunătăți aceste locuri, Ok. Pentru zona, mie place să-i spun Lipscani, că centrul istoric e mai mult decât Lipscani, deci pentru zona Lipscani, după cum știți, nu s-au făcut lucrări de întreținere din 2012 când s-au realizat acele lucrări. Acum, în urmă cu o săptămână, am terminat discuțiile cu firmele care au executat lucrările și care au lucrările în garanție și au început lucrările de reparații, exact ce spuneți dumneavoastră, acele pietre care cu timpul au ieșit din pavaj. Și promisiunea lor este de a termina lucrările într-o lună de la momentul când au început. În ceea ce privește podul Basarab, aici este din nou o problemă structurală. Podul Basarab, ca multe alte obiective de investiții, nu au avut recepția terminată la terminarea lucrărilor și din cauza asta primăria nu a putut să se ducă să oblige constructorul să facă acele lucrări de mentenanță care erau obligatorii prin contract. Încercăm să remediem în sensul de pe tot ce înseamnă obiectiv de investiție vechi,
să finalizăm recepția. Acolo, la podul Basarab, însă, pentru că a trecut atâta timp, lucrările de reparații trebuie să le facem noi. Nu se mai pune problema să beneficiem de garanție. În ceea ce privește parcurile, nu cred, deci... Bun, pe zona de tuns iarba suntem mult mai bine decât anul trecut. Problema nu este neapărat că băncile sunt vechi. Dacă mergeți în jardinele Luxemburg, o să vedeți că tot sunt niște bănci sau scaune la fel de vechi. Lucrările de investiții care trebuie făcute în parcuri țin de puțin mai mult de alei, țin de pergolele pe care sunt deteriorate și pe care am început să le schimbăm în Cismigiu. Țin de maluri de lac în Herăstrău, pentru care nu avem în momentul ăsta finanțarea pe care ne-am dorit o să le facem. Deci sunt lucruri de reparații, unele pe care o să vedeți că o să le facem, lucruri de investiții pe care, pe măsură ce o să avem bani, o să le facem. Bun. Iarna care s-a încheiat, am stat mai bine decât... Deci, cea mai rea iarnă din punctul consumator bucureșteanului de vedere a fost iarna 2020-2021, pentru că s-au acumulat toate neintervențiile, toate lipsa de intervenții care ar fi trebuit să făcută în ani de zile. Iarna asta, 2021-2022, a fost mai bună și chiar mult mai bună în multe zone din București, adică au fost cartiere întregi care n-au avut probleme și care au avut probleme în iarna dinainte. Iarna 2022-2023, în măsura în care o să avem centrala de la Titan, aceste centrale în puncte termice și lucrările pe care le-am menționat, o să fie mai bună decât iarna precedentă. Aveți date la zi? Câți kilometri au fost locuiți? Câți mai trebuie? Păi, așa cum v-am spus, avem în lucru. Anul acesta avem 4 tronsoane care au aproximativ 10 de kilometri fiecare, plus termoenergetica, care în fiecare an face între 7 și 10 kilometri din bucăți de câte 100 de metri. Deci cel mai bun an al termoenergeticii a fost, al schimbării de rețea, a fost undeva la 22 de kilometri. Anul trecut am făcut 15 aproximativ și anul ăsta sunt optimist că o să facem spre 30. Avem, din păcate, am pierdut niște luni importante, cum v-am spus, contractul pentru zona Pantelimon a fost semnat din februarie și iată că nu au reușit să găsească conductă de înlocuit decât la jumătatea de lui iunie. Lucrările la sala polivalentă ar fi trebuit să înceapă acum 3 ani. Care ar fi noua estimare, că vorbim de o sală cu 20.000 de locuri, care cu siguranță ar fi de mare folos, inclusiv pentru CSM? Da. Nu pot să vă dau. Deci... Sunt investiții pe care avem bani în bugetul local și pe care putem să avansăm lucruri. Sunt investiții pentru care sperăm la finanțare din fonduri europene și pe care informațiile pe care vi le-am dat depind de respectarea de către autoritățile competente a datei de emitere a ghidurilor de finanțare și acolo cumva suntem
cât de cât informație cât de cât exactă. În ceea ce privește CNI-ul, noi ne-am înscris pe o listă și depinde de guvern să decidă momentul la care poate să ne să înceapă lucrările. Domnule, vă mai permiteți o întrebare scurtă. Ați vorbit de investițiile care au fost făcute mai de mult și nu se pot întreține. Ați mai fost de curând prin pasajul pietonal, pasajele pietonale de la Piața Presei? Deci sunt fără lumină, sunt pline de mizerie. Cine ar trebui să facă ceva acolo? Că, deci chiar așa să fie firele atârnate din tavan, fără un bec, fără... Sunt la cine? Sunt la străzi, la parcuri, la... Da, da, da. Sunt fie la... Nu cunosc situația exactă de acolo. Sunt fie la Direcția Investiții, fie la Administrația Străzilor. În general, pentru lucrări pentru care nu s-a făcut recepție, Administrația Străzilor refuză să le ia de la Direcția Investiții. Cam asta este. Nu merg nici ascensoarele, deci pentru oamenii cu disabilități, cu copii, cu cărucioare, e imposibil să treacă. Uh-huh. Am notat. Bine, vă mulțumesc! Da. Da, da. Azi, mâine, poimine, da. O chestiune de zile. Adică, ca să fiu precis, procesul verbal de recepție înseamnă că noi, beneficiarul, municipalitatea, a semnat un acord cu constructorul, că constructorul i-a construit ceea ce era conform contractului obligat să-i construiască. Asta înseamnă proces verbal de recepție. După aceea, noi, ca beneficiar al acestei lucrări, trebuie să dăm mai departe companiei care are delegat serviciul de parcare, companiei parking, să dăm acest obiectiv să-l folosească. Și asta înseamnă un nou proces verbal de predare-primire. Și din momentul acela se poate folosi. Da. Gata? Da.